Turcisme, neturcisme, mamă ce a fost și la Clanul de data asta, băi, un serial care pe zi ce trece mă șochează, deși au fost câteva faze de umplutură, băi, editurile criminale, cei mai buni editori pe care am putut să-i văd la un serial, un turcism copiat în română, irelevant asta, un serial foarte bun. Hai să-i dăm drumul la episodul cu numărul 7 din Clanul, sezonul 4. Înainte de toate, da, așa este, la episodul trecut am spus că Sergiu a împușcat-o pe Vera, dar de fapt a fost Nea Bebe. Nu am vizionat complet finalul deoarece eram foarte obosit și trebuia să fac și materialul pentru YouTube, că dacă faci ceva din plăcere, trebuie să oferi abonaților tot ce vor și ei, nu-i așa? Am greșit, da, Nea Bebe a împușcat-o pe Vera și a împușcat-o direct în inimă, exact cum mi s-a atras atenția în comentarii și pentru asta vă salut și vă respect că sunteți atenți la videoclipurile mele și chiar mă trageți de urechi când fac greșeli neintenționate, bineînțeles. Povestea noastră se întoarce exact de unde s-a oprit, la acel moment când Vera a fost împușcată de către Nea Bebe împreună cu Sergiu, care vrea să-l puște pe Tudor, dar pur și simplu nu a putut să o facă. Vera, uite de la mine. A început și o luptă între poliție și mafie. Silviu reușește să ajungă la timp pentru a salva situația, să spunem, pentru că poate Nea Bebe l-ar fi omorât și pe Tudor în momentul ăla. Dar Silviu a venit să salveze situația cu replica clasică: poliția, mâinile sus. Băi, între momentul în care Tudor îi zicea nu, 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 Vera și intrarea lui Silviu, au fost câteva edituri criminale și probabil în episodul ăsta o să laud foarte mult editul. Păcat că nu pot să le arăt pentru că copyright-ul nu-mi va da voie și mi se va închide automat canalul. L-a întrebat dacă mi-a spus ce să-mi spună. Ne întoarcem la Tanti Luminița și David și Pilinca. În episodul anterior, dacă vă amintiți, David venise să-i spună adevărul complet lui Tanti Luminița, Tanti Luminiței, mă rog, cum naiba s-ar pronunța corect gramatical. Ilinca vine într-un moment foarte prost și urlă că ai apucat să-i spui. Bineînțeles că Tanti Luminița nu e proastă și își dă seama, băi, ce să-mi spună, despre ce e vorba în această fază. Până la urmă, sunt toți cu nimic și iarăși nimic. Vreau să vă cer mâna, Ilinca. David, ca să o acopere în continuare pe Ilinca și faptul că îi ascunde tanti lui tanti, faptul că ascunde chestia asta, spune că vreau să vă cer mâna Ilinca. Până la urmă, tanti Luminița e pe modul: ce, stai un pic. Iancu vrea să sară la bătaie, dar până la urmă tanti Luminița spune: băi, stați un pic, hai să discutăm. Și spune că nu mai suntem pe vremea acum 100 de ani când trebuie să ceri mâna. Voi să vă înțelegeți, dar l-avem și pe Iancu aici în poveste. E un pic foarte aiurea această parte, pentru că Iancu e doar un om nevinovat care s-a îndrăgostit de o fată. Până la urmă, David încearcă să o acopere pe Ilinca. Ilinca e: mamă, ce ne facem? Și Tanrumița e: băi, nu trebuia să facem asta. Deci avem o discuție în această casă atât de dubioasă. Poate nu ne mai amâni și zici și tu pe șleau ce... Până la urmă, Iancu face o criză de nervi pentru care posibil toată lumea din clipul ăsta pe care îl veți vedea, îl veți înțelege. Omul s-a simțit jucat pe degete și zice: băi, hotărăște-te pe cine vrei, că m-am săturat. Criză de nervi într-o parte, criză de nervi în cealaltă parte, până când David nu mai suportă. Eu sunt Pavel. După această veste șocantă, ne mutăm în partea aceea, în bunker, unde Tudor înnebunește când o revede pe Vera moartă și începe să vorbească cu ea despre viața lor, despre faptul că se vor muta, vor avea copii. Tudor pur și simplu aici a avut un șoc total, o criză în care este doar în lumea lui, o criză care, sincer, dacă se întâmplă cuiva în realitate, a unei cunoștințe, nu este de joacă și nu ar trebui să râdem despre așa ceva. Este o țară frumoasă și ne mutăm acolo. Tudor vorbește în continuare cu cadavrul Verei și spune că vom avea copii, ne vom muta pe plajă, o vom lua și pe mama cu noi. E destul de grav ce se întâmplă aici. Cât încercăm să ne recuperăm după acea criză a lui Tudor, ne întoarcem în casa lui Tanti Luminița, unde David i-a spus că este Pavel. Iar Tanti Lumița spune că: băi, asta e o glumă. David îi spune nu și vrea să plece, în timp ce ea urlă că stai aici, ce ai spus? De unde știi că tu ești Pavel?
La un moment, până la urmă, David îi spune că sunt copilul tău furat de ciumag când aveam 3 ani din casă. Dacă zici că ești Pavel, de ce n-ai spus până acum, zice tanti Luminița, la care David este, băi, azi am aflat și eu. Mamă, această azi, spusă de David, ține de 3 episoade sau 4. Apoi vine un alt calup de editări date ca, I don't know, ceva din trecut, amintiri cu David și tanti Luminița, cu un efect de eco, cu un efect grafic, niște amintiri superbe în care tanti Luminița revede toată relația ei cu David de când l-a adus Ilinca până în acest moment. Tu ești, eu sunt. Și își dă seama că David este, într-adevăr, Pavel. Întorși în partea cealaltă, este sunat Costoiu și îi spune Silviu ce s-a întâmplat. Chestorul e mort, exact ce se așteptau cu toții. Ăștia alții au scăpat, exact ce se așteptau cu toții. Vera Maximilian a fost împușcată, exact ce nu se așteptau cu toții. Și Tudor a nebunit vorbește cu cadavru. Costoiu gândește puțin și spune lui Silviu, băi Silviu, dacă ascult vreodată ordinele mele, sun, ia telefonul chestorului, sună la 112, lasă-i în mână și apoi ia-l pe Tudor și plecați de acolo. Păi, cum să-l iau pe Tudor de acolo, comisare, că nu vrea să plece. Nu știu, te descurci. Până la urmă, Silviu încearcă varianta, Tudore, băi, hai să mergem, Tudore, Tudore. Până la urmă, alege o altă variantă mai drăguță. Mai neortodox, dar deja o luase razna rău de tot. Tudor deja vorbea că în casa de pe plajă vor locui ca niște hipioți. Wow, greu. Unul zace leșinat, obsedat de un cadavru, celălalt îi spune mamei sale că este urmărit de poliție. Tante Lumita spune, păi tu ești poliția, cum să fii urmărit? Și vine și povestea adevărată. Faptul că Nea Bebe l-a salvat de la ciomag, între ghilimele, l-a învățat, l-a educat, l-a dus la școală, i-a fost părinte și apoi l-a pus cârtiță. Poliția a aflat și cam asta este povestea tanti Luminița. Tanti Luminița trebuie să accepte asta sau nu știu ce să zic. Ideea este simplă, David deja este true și noi care privim serialul suntem conștienți că David este pur și de data asta nu mai are nicio treabă cu băieții răi. Dar e prea târziu să te schimbi oare? În mașina cu care au evadat Nea Bebe și Sergiu, Nea Bebe urlă într-una, întoarce-te să luăm fetița, întoarce-te să luăm fetița, întoarce-te să luăm fetița. Cred că i-a zis Sergiu de 45.000 de ori chestia asta. Până când Sergiu urlă la el și zice, băi, nu ai unde să ne mai întoarcem, a murit, ai împușcat-o. Gata, era moartă de înainte să vină acolo. Sergiu încearcă să o întoarcă un pic pe Nea Bebe, dar Nea Bebe nu se mai întoarce din nebunie. Se duce și el pe o altă rută, exact ca Tudor. E vânzătoare de tătuți! Mamă, replica asta mă macină din sezonul 1 cu vânzătoare de tătuți. Asta era lui Pelican. Ca un moment, mamă, fiu, până la urmă tanti Lumita spune că David rămâne aici, în camera lui Tudor. David mulțumește și cam aici se termină acest fragment cu ei. Ajuns într-o altă ascunzătoare, Nea Bebe trage la răspundere pe ea doi care au lăsat-o pe Vera să scape și pe nevasta lui Costoiu. Chiar asta a scăpat? Nu cred. Că rămăsese în mașină. Da, și per total, Nea Bebe le urlă la ei, ăștia spun că ce s-a întâmplat, faptul că Vera așa, i-a zis că aia poate să moară, că are o problemă femeiască, că nu știu, ăștia au cobor la farmacie, ăla și-a luat un cuțit în spate și aia a fugit. Când să fugă și asta la altă, șoferul a închis ușa, deci cam asta s-a întâmplat tot. Nea Bebe, bine, se duce spre camera unde este nevasta lui Costoiu, dar îi împușcă pe ăștia. Pe situația în sine cu Silviu și băieții, Miruna plânge, dar nu de dragul chestorului, nu vă gândiți la asta. Plânge de frica faptului că maică-sa poate fi ucisă oricând de către Nea Bebe, deoarece și-a pierdut fica, a pierdut tot. Nea Bebe poate să o omoare oricând pe mama lui Miruna, Mirunei, da, Miruna. Legea există ca să fie respectată. O vorbă pe care o credeam și eu înainte să mă duc în facultate. O vorbă pe care o ziceam și eu înainte să intru în facultate. Și o vorbă care, din păcate, nu pot să o mai zic acum la atâția ani diferență. Dar trebuie să încercăm să fim legali și să nu facem contra legii, deși toată lumea este contra legii, bineînțeles cine are putere și poate. Am ținut morți să adaug acest lucru, nu știu de ce, mi s-a părut super relevant. Partea asta o să o trecem puțin pe repede înainte, că mie unul mi s-a părut puțin irelevantă.
Ideea e că Nea Bebe, după ce i-a omorât pe ăștia doi, se duce la nevasta lui Costoiu și îi spune: băi, tu i-ai omorât pe ăștia și tu ai omorât-o și pe Fime. Păi de ce? Păi uite așa că ai vrut să scapi. Și asta îi spune nevasta lui Costoiu, îi spune Nea Bebe: băi, nu e dreptul meu să cer să scap, adică tu ești expertul în lumea asta, nu eu. Probabil mai pune pistolul la cap, ea îi spune că omoară-mă, dar oricum știu că tu nu ești un om rău. Și cam aici se oprește cadrul acesta. L-am scurtat și eu pentru că e un cadru de 10 minute foarte dramatic, dar am preferat să-l scurtăm. Gestorul poliției românești a îngenut viața la datorie. Comunicate de presă peste comunicate de presă. Bineînțeles că după ce a primit telefonul, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Nea Costică ăsta al nostru trebuie să dea o declarație și în fața presei. El spune că, într-o încercare de recuperare a evadatei Vera Maximilian, comisarul Sebastian ăsta, Seba, a fost împușcat, omorât ce aia e. Bine, el ca un erou s-a luptat cu el alții patru care, ba, să fim serioși, ei au fost oamenii lui, da, planul foarte bun, plan foarte bun. Nea Bebe în continuare intră în depresii și amintește toate momentele când a trădat-o pe Vera, voluntar sau involuntar, și din păcate nu mai are ce să facă. În capul Nea Bebe intră un fragment din sezonul 2, când mama Verei, fosta nevastă a lui Nea Bebe, i-a spus să nu o omori, iată. Depresia e grea, nu? Iată. În alt stil de edit, din nou de lăudat. Media Pro v-ați întrecut pe voi. Din nou în lumea de dincolo vorbește cu Mircea despre ce s-a întâmplat. Nea Bebe nebunește pe zi ce trece, dar cum mi s-a spus și în comentarii, criminal cadrul ăsta cu Mircea din nou. Mircea îi spune că a văzut-o pe Vera, era cu mama ei și păi și împleteau codițele, chestii super filozofice, super mature, dar super nebunești. Nea Bebe e pe altă lume. Și vine una dintre cele mai interesante părți ale serialului din 4 sezoane. Mai interesantă decât faptul că David e Pavel, mai interesantă decât faptul că au murit polițiștii. Ministrul ăsta, tata e ăsta care mai un pic și iese la pensie, care e și la pensie de înainte să ne naștem noi, urlă la Costoiu să-și dea demisia. Costoiu refuză să-și dea demisia și ăsta îl somează să-și dea demisia. Apoi sună președintele, a sunat domnul Klaus Iohannis și a zis să își dea demisia. Cam aia a fost. Trebuie să-și dea demisia Costoiu, nu? Că a sunat și Iohannes. Sau era Băsescu, cine știe, nu? E 2022, Iohannes! Ok. Care este faza? De ce am fost atât de ironic și am râs aici? În ziua de azi, nu-ți mai poți face treaba nici dacă ești vinovat, nici dacă ești nevinovat. Pentru că superioritatea gradelor, domne, ministrul ăsta care este... Băi, un ministru este un nimeni. Haideți să recunoaștem adevărul. Un ministru nu este cine știe ce mare putere în stat. Pentru că miniștrii de obicei sunt votați, sunt aleși. Nu sunt neapărat mari vedete. Urlă la un comisar de poliție care are peste 40 de ani de experiență să-și dea demisia că așa vrea mușchiului ca să-și spele el pata. Dar asta se întâmplă în România, nu-i așa? Până la urmă, Costoiu nu își dă demisia și vine cu o altă soluție. Și faptul că dacă îl somează să-și dea demisia, iese public și spune tot ce mișcă în poliția română. Bine, Costoiule, cea mai bună mișcare a ta. Ies de aici și fac conferințe de presă. Se pare că Tudor e mai fiul lui Costoiu decât a fost al lui Laurențiu și al lui Tanti Luminița. A început să urle că iese afară și face conferințe ca să-l dezlege de acolo. Până la urmă, Miruna îi ține o predică în care îi zice: băi, ai pierdut pe cineva drag, te înțeleg, eu nu am pe acel cineva drag care poate să nu mai fie nici el acum, dar nu fac ca tine. Bine, Miruna, de fapt adevărul e că ai făcut și tu mai devreme crize, dar a urlat actul la tine. Dar, mă rog, detalii. Până la urmă, Tudor nu este dezlegat și este ținut aici ca un prizonier pentru că este imprevizibil. Dar nu știu care este planul, nu știu dacă este de aici Tudor ce vrea să facă. Vrea să ducă după Nea Bebe? Nu știu cât de plauzibil e treaba. O vreau pe Esca pe scaun? Da. În partea cealaltă, ministrul o vrea pe Andreesca lângă judecător pe scaun. Vă dați seama cum ar fi Andreesca acolo? Domnule judecător, îl trimitem în execuție, ce-i facem? Da, desigur, doamna Andreea, îl executăm. Ar fi foarte amuzant asta. Ministrul e un pic nebun în momentul ăsta. Opulența îi sare puțin că, domnule, trebuie să se laude, trebuie vrea televiziunile. Da, nu se procedează așa, domnul ministru. Nu se procedează așa.
Nu suntem pe timpul lui Ceaușescu să avem execuția publică la televizor. În timp ce stăteau și ei în pat ca niște oameni și se uitau la televizor, pe canal de Pro TV, știrile Antena 1, Prima TV, Digisport 1, găsesc știrile locale ale poliției române. Bine, glumesc, era Pro TV. Ați înțeles voi gluma. Găsesc tante Luminița și David și Linca, găsesc comunicatul domnului Costoiu despre Vera Maximilian. Unde David intră într-o criză, începe să urle și să plângă. Am impresia că până la final Pelicanul ajunge ori ceva președinte, ori moare ca un câine. Băi, ne întoarcem pentru prima dată în acest episod la Pelicanul, care este, bineînțeles, asistat de sora sa Iulică, care urlă: Pelicanii, dă da lovitura, măcelăria e în doliu, gaborime e în doliu. Bineînțeles că Pelicanul urlă la ei și zice: lăsați-mă să gândesc. Mamă! În casa celor două mafioate cămătare și șmechere din cartier se află vestea aceasta cu Vera și Magda plânge. De ce plânge? Hai să vă spun eu, foarte amuzant. Plânge din cauza că Vera a murit. Ciudat, nu? 3 sezoane a făcut-o în toate felurile și acum plânge. Păi, de ce plânge? Că era o fată tânără, că nu avea nicio vină, că nea bebe a băgat-o în căcaturile astea și că, cum o să-i spună ei, ia lui Florinel faptul că sor s-a murit. Florinel, copilul cel mai mic, deci, wow. Wow, băi, deci episodul ăsta e super twist-off, super mindfuck. După această fază, tanti Măgduța și tanti Sofica hotărăsc să fugă din casa actuală pentru că deja stau cam de mult timp. Ajungem la tanti Luminița acasă, unde s-a desfășurat majoritatea episodului, care Ilinca vorbește cu Iancu. Rezumând această discuție, pentru că YouTube nu va da voie să postez foarte mult din ea, o rezumăm și vom spune că Ilinca cam țipă la Iancu și îl face puțin să simtă cam prost, deoarece Iancu nu are încredere în David. Ilinca este puțin obsedată de David, ciudat acest aspect, dar prima dragoste nu se uită, nu-i așa? Și asta este, pleacă și lasă pe Iancu singur. Nea Bebe joacă murdar și îl manipulează pe Sergiu să-i aducă pe Tudor, răpind-o pe Ileana Cosânzeana din casa din pădure. Urât, urât Nea Bebe, Sergiulică ăsta era devotat până la moarte și tu îți bați joc de el. Bine, da. Sergiulică este pus în situația în care trebuie să aleagă între a o salva pe Ileana sau nici nu știe ce să facă, trebuie să-l aducă pe Tudor mort. Așa că alege să plece și să se descurce cu asta. Bineînțeles că eu rezum aceste discuții și aceste momente pentru că n-aș vrea să vă stric vouă plăcerea de a vedea episodul integral. În timp ce Sergiu plânge de dragostea Ilenei, îl avem și pe Iancu care vorbește cu tanti Luminița. Discută despre Pavel, Iancu nu prea vrea să se implice, însă până la urmă se ajunge la concluzia că tanti Luminița tot spune că oare e copilul ei sau e copilul lui Măcelaru. Oare ce se întâmplă de fapt? Iancu inițial ia puțin apărarea lui David și zice: doamne, tanti Luminița așa a fost crescut, dar totuși, dacă Tudor ar mai fi trăit, poate că ar fi fost trimis cârtiță, dar Tudor, cum nu trăiește, nu are niciun interes. Aici se aprinde un bec tanti Luminiței, pentru că Tudor trăiește și ea știe chestia asta. Deci, Iancu zice că se duce să repare o chiuvetă, în timp ce tanti Luminița se duce la el la chiuvetă și îi spune: mă duc, am puțină treabă. După 2 minute de negocieri, pleacă tanti Luminița și Iancu rămâne singur ca prostul. Pelicanul se duce la toți capii de clănuțe din Peliclan și le zice să le dea toată marfa, că o pune ei deoparte. Păi, inițial îi refuză, dar până la urmă Pelicanul îi convinge pe toți și cam asta face Pelicanul. Ia toată marfa și unde se duce, nu știm mai departe. Bineînțeles că jurnaliștii nu se opresc niciodată și sunt în secție unde încearcă să afle ce se întâmplă cu toată situația din poliție. Bă, și o chestie care puțin mă enervează, deși eu sunt de partea lor. Plătitorii de taxe au dreptul la transparență. Oh, doamne, tipul ăsta exagerează, frate, adică pe bune, plătitorii de taxe, da, și eu plătesc taxe și voi plătiți taxe, cu toții plătim taxe. Deși sunt în domeniul juridic, prefer varianta să fiu comparat cu cei activiști, pentru că și sunt contractat de către lege, sunt mai mult decât împotriva abuzurilor și legilor proaste. Tanti Luminița intră în secția de poliție pentru că vrea să vorbească cu Costoiu despre David, însă polițistul de acolo îl doare în cur pentru că, uitați, despre asta vorbeam mai devreme, cu transparența, sunt și câțiva polițiști incompetenți, dar sunt și buni.
Tanti Luminița este dat afară cu mascații și se duce pe acasă. Acasă unde este urmărită de Sergiu. Faptul că Pelicanul fuge cu toată marfa și faptul că Sergiu îi urmărește până în fața casei pe Tanti Luminița încheie un episod plin de emoții și plin de acțiune. Haideți să vedem ce se întâmplă în episodul următor din Clanul. Un episod super incert în continuare. Sergiu spune că bagă un glonț în ei. Tudor urlă că maică-mea e în pericol, comisare, lasă-mă să ajung la ea. În tip, Sofica se duce la bătaie, la scandal cu oamenii lui Nea Bebe și cu Nea Bebe. Ceva legat de o filmare în care spune Silviu că viața acestei femei este în pericol dacă nu găsești tu ceva în această filmare. Și până și teaserul episodului următor se termină cu David care spune sunt curat. Băi, ce urmează, băi, nu știu ce să zic. Acest episod a fost foarte interesant, deși a fost un pic plin de flashback-uri și editări, a fost un episod bun. A fost un episod foarte bun, am aflat chestii noi, am aflat deznodământuri, Vera s-a dus, Pelicanul fuge cu toți banii, mă rog, drogurile, Tanti Luminița e urmărită de Sergiu, ce urmează în episodul următor? Băi, nu mai lungim foarte mult pentru că trebuie să editez asta și să-l pun pentru că vreți și voi să vedeți. Așa că vă mulțumesc, dați în comentarii ce părere ați avut despre acest episod, dați în comentarii despre ce vreți să mai vorbim pe acest canal în afară de Clanul, respectiv alte filme, alte seriale, emisiuni, nu știu. Acest canal este strict pentru voi. Ne vedem data viitoare.